chipul unor bătrâni gâlbovi, îmbrăcați sărăcăcios și încălțați cu sandale, deseori prinzându-i seara pe câmpii, într-o noapte i-a prins o ploaie care i-au dat până la piele, îngroșându-le cu noroi și sandalele. Au bătut cu toiacul la prima poartă, câi mari s-au repezit rătrând. Cine-i acolo? S-a auzit o voce. Oameni buni, au răspuns. Atunci omul le deschise poarta, îi pofti în casă și începu să spună soții și copiilor abia treziți din somn. Măriucă, ia du-te tu repede până în șură și adu niște beascuri pentru foc. Hai, Vasilică, du-te până la fântână și adu o doniță de apă rece, mărie. Ia, pregătește tu o oală de lapte. Și apoi le-au dat să se spele, i-au așezat la masă, le-au dat să mănânce. Le-au dat să se șteargă pe mâini niște prosoape frumoase, curate, albe. Și i-au dus să doarmă într-o cameră care avea miros de măr și cutuie. Și a doua zi de dimineață, iar le-au dat să se spele, iar i-au pus la masă și le-au pus în traistă și niște mere, niște mere atât de mari și de frumoase, cum nu văzuseră niciodată. Și apoi le-au curat drumul. La ieșirea din sat, Sfântul Petru se ruga de Dumnezeu, Doamne, Doamne, te rog să ceva pentru oameni. Domnul Bogdan Buhăianu și primar, doamna consilier Daniela După și domnul consilier Gabi Tănase. Stimate colege, stimați colegi, domnule primar, domnule viceprimar, domnule secretar general, dați-mi voie să salut alături de noi prezența doamnei Elena Doina Federovici, președinte al Consiliului Județean Botoșan. De asemenea, prezența domnilor parlamentari Alexandra Puțu și domnul Șlincu, Dan Șlincu, și cred că nu greșesc dacă spun că dumneavoastră sunt doar prezenți. De asemenea, alături de noi se află domnul Geru Dorian, cel căruia îi aparține paternitatea inițierii și continuității manifestării unice și de cea mai mare anvergură culturală în ceea ce privește sărbătoarea poeziei românești, înființarea Premiului Național de Poezie pentru opera Omnia, Mihai Eminescu, care se decernează întotdeauna aici la Botoșani, în ziua de 15 ianuarie. Proiectul privind ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi. Dacă sunt discuții, dacă sunt discuții în legătură cu ordinea de zi, atunci, stimați colegi, vom trece la vot ordinea de zi care conține acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Botoșani, laureatului Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, opera Omnia, pentru anul 2020, domnul Vasile Dant, precum și acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Botoșan, laureatului Premiului Național de Poezie, opera Omnia, Mihai Eminescu, pentru anul 2021. Cine sunt, dacă sunt discuții, nu sunt, atunci vă supun votului proiectul de hotărâre din
acordarea celor două legi. Ordinea de zi sau proiectul de hotărâre, domnule? Și ordinea de zi sau supune la vot, iertați-mă, cine este pentru, cine se abține, cine se hotără împotrivă, votăm. S-a votat ordinea de zi, având 100% numărul de voturi necesar aprobării acesteia. Prin urmare, trecem la votarea ordinii de zi propriu-zise pe care am anunțat-o anterior, acordarea titlurilor de cetățean de onoare al municipiului Botoșani laureaților edițiilor din 2020 și 2021 Apelului Național de Poezie Mihai Enescu, opera Omnia. Avizul comisiilor, vă rog. Să ne dorim un an mai bun și mai ales mai sănătos. Ne aflăm la cea de-a 31-a ediție a Premiului Național de Poezie Mihai Enescu, opera Omnia. O ediție pe care o desfășurăm tot în condiții impuse de pandemia coronavirus, așa cum a fost și cea de-a 30-a ediție, cu speranța că în iunie vom putea uni cele două ediții într-o gală care, într-adevăr, să marcheze și evenimentul că s-au făcut 30 de ani și am trecut în al patrulea deceniu cu acest premiu, cu invitați, prezenți aici la Botoșani. Acum avem invitați de două feluri, să spunem așa. Invitați virtual pe imagine, pe Nicolae Manorescu, președintele scriitorilor și președintele juriului, Varujan Gozganian, prim vicepreședinte al unui scriitor de la România, pe tot Vasile Dan, laureatul ediția 30-a, și o să vedeți și laureatul celei de-a 31-a ediții, precum și un invitat, membru al juriului, prezent aici, profesor universitar doctor Vasile Spiridon, de la Universitatea din Bacău. Sunt prezenți în sală și câțiva scriitori botoșeneni, am invitat tot așa, în limita condițiilor impuse. Vă văd acolo pe, să-i amintesc, prin amiciul, cu Nicolae Corlat, pe Mihai Babrei, Sărără Morușanu, Cristina Șoptelea, este acolo și Ciprian Manolache și dacă am uitat pe cineva, să mă ierte. Prin urmare, o să trecem la scenariul pe care l-am stabilit de comun acord și o să îi dăm cuvântul virtual domnului Varujan Gozganian, prin vicepreședintele unui scriitor din România, să ne adreseze un cuvânt din partea unui scriitor din România, partener de la început al acestui proiect. Probabil o să vedem pe ecran sau unde... Domnule președinte, domnule primar, domnule vicepreședinți, colegi, procesul verbal sună astfel. Încheiat astăzi, 2 decembrie 2021, juriul de acordare a Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, opera Omnia, format din Nicolae Manolescu, președinte, Daniel Cristea Enache, Răzvan Vomu, Mircea Mihăieș, Ioan Colban, Gabriela Gheorghișor și Vasile Spiridon, membri, în urma jurizării, în care au intrat 26 de poeți români contemporani, după un sondaj efectuat de Fundația Culturală Imperiul Caiete Botoșănene Botoșani, astfel, Adriana lui Gheorghe, Leo Butnau, Magda Cârneci, Daniel Corbu, Nikita Danilov, Marian Grăghici, Bogdan Viu, Emil Unezeanu, Ioan Moldovan, Marta Petreu, Ion Pop, Ioan S. Pop, Nicolae Sava, Octavian Soveani, Casian Maria Spiridon, Arcadie Sucedeanu, Eugen Suciu, Traian Ștef, Elena Ștefoi, Grete Tartler, Doina Uricariu,
Lucian Vasiliu, Matei Vișniec, Vasile Vlad, Călin Vlasie și George Buturescu, a decis prin vot secret ca laureatul celei de-a 31-a ediții a Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu opera Urmia pe anul 2021 să fie poeta Marta Petrenu. Însă Buzea, Angela Marinescu și urmează Gabriela Marinescu este Marta Petrenu. Marta Petrenu este un polihistor, ca să spun așa. Este profesor universitar la Facultatea de Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, e disciplina filozofia, istoria filozofiei românești, este redactor șef al revistei Apostrof, este poet, pentru asta o primim noi astăzi, este eseist, romancier, editor și multe alte activități pe care le face ea. A fost tradus în străinătate. Pentru cei dintre dumneavoastră care, desigur că nu sunteți specialiști în literatură, v-aș recomanda câteva cărți ale Martei Petrenu legate de perioada intervenii, o perioadă foarte turbure, pe care ea a analizat-o cu amănunțime. Și pentru aceasta chiar a luat anul trecut, în noiembrie la Iași, premiul pentru Cartea Anului, pentru Cartea Blaga între legionarist și comunist. Dar vă recomand și alte cărți legate de viața, la fel, tulbure, de ochiată, câteodată, și opera unor Mircea Eliade, Emil Cioran, Mihai Sebastian, Constantin Noica, Nae Ionescu și, nu în ultimul rând, dacă ne ducem secolul anterior, despre filozofia lui Caragian. Dar nu și-a ținut o teză de doctorat cu esteticianul Ioan Ianu și a publicat teza de doctorat în anii 90. Noi, membrii juriului, desigur că am premiat-o pentru poezie, pentru opera sa poetică, din care v-aș enumera câteva tipuri care au apărut în anii următori, 1981, 1983, 1991, 1993, 95, 97, 99, 2001, 2006, 2011 și 2014. Și volumele corespondente ar fi. Deci, volumul de debut este Aduceți verbele. Apoi, este un alt volum, Loc psihic. Apoi, Poeme nerușinate. Cartea Mâniei. Apocalipsa după Marca. Falanga. Scara lui Iacob, Apocalipsa după Marta, încă o carte cu același titlu, dar este vorba despre antologia de autor din 2011 de la editura Polirom. Și aceasta nu e viața mea, este viața mea, ultima din 2014. În câteva linii directoare v-aș spune prin ce se caracterizează poezia Martei Petrenu. Ea face o figură distinctă în cadrul generației sale, 1900, generația 80, o generație formidabilă, prin faptul că nu a fost tentată de jocurile realului, de intertextualitate și de toate celelalte postmodernisme, ci a fost tentată în fond de altceva, de dialogul cu sine însăși, de dialogul cu semenii și de dialogul cu Dumnezeu. Dacă domnul președinte spunea foarte frumos cu timpul său actoricesc, povestea lui Joe Goxa și Marta, iată, Sfântul Petru, Marta Petrenu, este un pseudonim, de fapt, Marta Petrenu, pe care am acasă Lorica Crișan, a fost invitat în numele cacofonii și a luat numele de Petrenu, deci ea, la fel, a încercat să ne dezvăluie sufletul ei. Sufletul ei cu toată dezinhibarea de care poate fi în stare. Este o persoană foarte deschisă, sinceră, extravertită, câteodată chiar incomodă în dialogul cu ceilalți, o redutabilă polemistă, dar ceea ce este foarte important este autenticitatea atât a persoanei cât și a poetei Marta Petrenu. Aduceți verbele, de ce să aducem verbele? Deci aduceți într-un fel copii la
mine, aduceți verbele pentru a mă, pentru a-mi dezvălui locul psihic, pentru a-mi dezvălui lupta contrarilor dintre trup și suflet. Și ea dovedește că, de fapt, nu este nici neamjul libetul, cum spunea Pascal. Este o ființă care își rostește niște erezii, niște psalmi eretici, am putea să spunem, în dialogul ei cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este acela pe care poți să-l prinzi de un picior, ci este un Dumnezeu ascuns, un Dumnezeu care este ascuns față de creația sa, care nu-și arată fața și ea permanent oscilează între tăgat, între credință și tăgat. Deci asta ar fi o caracteristică a poeziei sale și poate că nu întâmplător și acest nume, Marta, pe care ea îl scrie câteodată cu literă mare, câteodată cu majusculă, câteodată cu minusculă. De ce? Pentru că acest nume, dacă este scris cu minusculă în fond, ar traduce destinul nostru al tuturor sub lumea cerească, iar dacă îl scrie cu M mare, înseamnă că este în fond atitudinea ei față de divinitate. După această aducere a verbelor, are loc un alt palier pe care am putea să-l aducem în discuție, este aducerea numelor, a substantivelor, practic. Și aceste substantive totdeauna ar încerca să fie de ambigen, pentru că Marta Petreu nu scrie ceea ce crede noi că scrie o poezie feminină. Pentru că știți că poate lumea spune că există o poezie de tip feminin. Nu, ea este mai curând, nu scrie ca Angela Marinescu, în acel stil rebel, dar scrie o poezie, poate am putea să spunem, băiețoasă, dacă permiteți aceste ghilimele, asumându-și ambigenul. Și până la judecata de apoi a Martei, ea apostrofează pe toată lumea, între ghilimele, desigur, pentru că este o ființă a dialogului, o persoană a dialogului, și își asumă acest nume de martir, de martir și de martor. Este vorba despre Marta, sora vitregului, iată, este sora vitregului a lui Lazar, care a stat la învierea lui, a fratelui, și care a fost, cărea i s-a reproșat de către Iisus, pentru că i-a acordat o ospitalitate mult, mult prea generoasă. Sunt multe de spus în legătură cu poezia Martei Petreu. Nu vă rețin atenția. Această laudație o voi publica în revista Hiperion, primul număr, primul de pe anul viitor. Și nouă nu ne rămâne, mie și numele jurului, nu ne rămâne decât să o felicităm pe câștigătoarea din anul acesta. Vă mulțumesc! Salutați-o! Dați-mi voie să vă salut și să vă mulțumesc că ați fost astăzi aici. Așa cum am spus, dincolo de vremuri, la ediția 31, la 172 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, de Ziua Culturii Naționale, ducem mai departe ceea ce avem de dus. Nu știu dacă mai trebuie să ne mai gândim dacă aceasta este forma cea mai corectă, dar trenul trebuie să meargă mai departe. Trebuie să-i unim pe toți, dincolo de pandemie sau de vremuri normale, de festivism sau mai puțin festivism, pentru că ce e val, ca valul trece. Dar tot în glosă, mai sunt niște versuri care îndeamnă la introspecție și spun că ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și s-o poate. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Și aș dori să mulțumesc îndeosebi colegilor mei care s-au ocupat de acest eveniment și domnului Gelu Dorian care a dus mai departe Premiul Național de Poezie până la această ediție. Mulțumesc mult!